Și așa mi-o zis tata, mă, vreo 35 de ani, era mai mic așa. Nu ce-o zis, o zis către mine, mă, las-o în Franța de școală, un joc cu clisă și o mănânce câine. Așa mi-o zis. A, nu se merită, nu mai are niciun rost. Pune mâna pe un calculator, desfă un laptop de acela și învață să butonezi acolo. Na, să fii programator sau IT-ist de acela, corporatist, cum îi zice. Tu știi ce bani au câștigat și ea. Și stai numai pe scaun tătă ziua, mă, în birou, mă, ca un ghirău noaptea. Lucri de acasă dacă vrei, din pat, din pe budă. Na, bine, nu, întrebe mie de acele. Să stai eu tătă ziua să mă uit la un televizor, ale lucru. Să stau pe scaun, să fac hemoroizi de aceea, să mă doară toate șalele. Du-te la... Da, așa i-am zis, ce, ala de mine? Bine. Mai târziu, după ce am crescut, au zis către mine, iară, și eu vin la el în cap. Mă, copchile, hai să vindem vacile, cai și pământul cealaltă din ogradă, știi, de acolo? Nu facem nica, mă, numai câte un cucuruz face și tătă-l umplem de gunoi și e slab pământul, nu se merită. Hai să-l vindem, au zis, și să cumpărăm niște acțiuni. La Google, la ala cu mărul, Apple, cum îi zice, știi? Sau de că nu ulește de la noi cu electrica, cu gazul, cu motorină, benzină, că o grămadă de bani ori pe oarecând, știi? Nu mai sta acasă, mă, și-ți vin banii. Nu faci nica. Bine am auz să vând eu pe Bujoara și pe Mândraia, pe Stela și pe Doina, dar pe cu ce mi-are la sapă? Ha, pe întreșire. Să pare iar rândul. Și ce-or zice oamenii? Ha? Că nu faci nica, nu mai-ți vin banii acasă. Sigurat învârtiești ceva, sau ești politician, sau umbli cu scăfârlica cu șmecherii. A? Nu! Eu de asta stă zic și la tine. Fă câte un ou de aur, o dată pe lună, bată. Nu zic în tătă ziua, dar o dată pe lună, te-ai putea scrame un pic, nu? Nu vrei. N-a scus mica. Ești neserios. Tu știi cât de bine ne-ar fi? Numai unul!